Farfuria veselă vă va încânta astăzi cu un desert minunat și anume tartă cu cremă de lămâie. Rămâneți alături de mine și urmăriți rețeta video. Ingredientele pentru tarta noastră delicioasă de astăzi cu cremă de lămâie sunt următoarele: 225 g de făină pe care am cernut-o, 200 de grame de unt rece de la frigider pe care l-am tăiat cu bulețe, 2 linguri de zahăr, 2 gălbenușuri și un praf de sare. Și pentru cremă avem nevoie de 5 ouă, 160 de grame de zahăr pudră, smântână pentru frișcă, 200 de grame și zeama și coaja de la 2 lămâi. Prima oară facem blatul sau crusta tartei noastre. Vom pune aici făina într-un vas mai mare. Îi facem o adâncitură. Vom pune untul rece de la frigider, după cum v-am spus. Zahărul și un praf de sare. Cu vârfurile degetelor vom face un aluat nisipos. Amestecăm ușor untul cu făina și cu zahărul, cu praful de sare. Ca să vă fie mai ușor, puteți folosi și un robot de bucătărie. Le puneți acolo toate, câteva pulsate și aluatul este gata. Dar e bine să facem și cu mâinile, să ne transmitem aici energiile pozitive. Acum, în această etapă, punem și gălbenușurile și le amestecăm bine. Omogenizăm bine și gălbenușul în aluatul nostru. Acum este gata, îl voi pune într-o folie de plastic alimentară și îl voi lăsa în frigider pentru cel puțin 30 de minute. Aluatul meu a stat în frigider, este tare. Îndepărtăm acum folia alimentară. Am pregătit și o tavă pentru tartă, uitați aici. Am uns-o bine cu unt. Cu ajutorul mâinilor voi întinde în tava mea. Vom forma astfel blatul sau crusta tartei noastre. Am întins aluatul în tavă, îl înțepăm cu furculița să nu se ridice și vom pune tava acum în congelator pentru 15 minute, iar apoi direct în cuptorul încins pentru 15 minute de asemenea. Cât timp blatul nostru este în cuptor, pregătim crema. Am aici ouăle pe care le-am spart și le vom freca bine cu zahărul pudră. Am spălat paletele mixerului și le-am șters bine. Am aici smântâna naturală lichidă pentru frișcă. Am ținut-o la frigider până când vom face frișcă. O batem bine spuma. Deci peste amestecul de ouă vom pune frișca și vom incorpora bine. Adăugăm acum coaja de la lămâie, de la cele două lămâi de fapt, și zeama lămâilor noastre. Punem crema la frigider până când blatul nostru va fi gata, copt. Blatul s-a copt, s-a rumenit frumos pe margini. Am scos crema din frigider, o mai amestecăm puțin și o turnăm peste blatul nostru. Scădem temperatura cuptorului la 140-150 de grade și vom pune tarta să se coacă aproximativ o oră la foc micuț, după cum v-am spus.
tarta mea s-a copt, abia am scos-o din cuptor. Crema, după cum vedeți, s-a închegat foarte bine. O lăsăm să se răcească, după care o vom putea servi. Tartă cu cremă de lămâie, un desert încântător cu cremă fină, dulce acrișoară. Aceasta a fost propunerea mea pentru voi astăzi. O servim pudrată cu puțin zahăr, cu fructe proaspete de sezon, eu am astăzi afine sau fructe din compot. Indiferent de varianta aleasă, desertul va fi delicios. Eu vă mulțumesc că ați rămas alături de mine și până data viitoare vă doresc farfurii vesele ca aceasta!